Dragii mei, dragile mele fecioare, astăzi voi continua cu persoanele născute sub acest semn zodiacal, zodia fecioară, pentru luna aprilie, să vedem cu ce anume se confruntă fecioarele în luna aprilie. Am hotărât să vorbim puțin despre fiecare zodie în parte, astfel încât să obținem cât mai multe informații. Așa, dar și prin urmare, am făcut un video pentru fiecare zodie în parte. Am ajuns la zodia fecioară, deci să-i dăm drumul. Haideți să vedem ce anume se va întâmpla în următoarea lună pentru persoanele născute în zodia fecioară. Ce putem să aflăm pentru voi, dragii mei, fecioare? Fecioare, fecioare, dragile fecioare. Deja văd îmbunătățiri, deja văd niște victorii ale voastre și acestea vin în urma unor disensiuni și unor certuri. Să știți că toată această perioadă prin care ați trecut și prin care treceți posibil unii dintre dumneavoastră și în momentul în care vorbim, plină de certuri, disensiuni, nu vă înțelegeți cu cineva nici la locul de muncă, vi se ascund anumite lucruri, vi s-au ascuns anumite lucruri, anumite informații, trădări, minciunele. Tot felul de secrete pe care le-ați aflat și în urma cărora a început un veritabil război. Și încă vă certați, încă aveți disensiuni, să știți, în urma acestor secrete, acestor informații care vi s-au ascuns. Însă să știți că sunt evident îmbunătățiri, împăcări, s-ar putea să fiți în postura de a pune punct unui trecut, de a șterge cu buretele trecutul pe care l-ați avut împreună cu o persoană cu care v-ați certat, v-ați ciuntănit, v-ați separat, v-ați divorțat și așa mai departe, dar parcă sunteți în măsură să acordați o a doua șansă, pentru că, ia uitați ce frumos răsare soarele și pe strada dumneavoastră. Și aici chiar vorbim de o căsătorie, poate vă recăsătoriți, semnați niște acte, vă cumpărați o locuință, vedeți, semnați niște contracte care vă aduc bani. Vă cumpărați ceva, vindeți ceva, vă luați o casă, vă mutați. În general, este vorba despre o familie completă sau o familie cu mai mulți membri. Perspective strălucitoare și fericite vă așteaptă, dragii mei, în următoarea lună, o dată de 19. Alegeri, a dumneavoastră alegeți să mergeți mai departe alături de această persoană cu care v-ați certat, v-ați separat sau nu. Dar din câte văd eu aici, sunteți pregătite să mai acordați o șansă, mai ales că în această relație există și copii. Poate, cine știe, se întoarce fiul sau fiica risipitoare, se întoarce acasă și sunteți hotărâte să începeți de la zero. Practic să iertați, să ștergeți cu buretele tot ce s-a întâmplat între voi, toate aceste ascunzișuri, toate aceste informații și secrete, pentru a avea o viață în continuare de familie. Cumva cineva poate a înșelat, poate a plecat cu altcineva, v-a părăsit sau ați fost părăsiți, nu uitați, energiile se întrepătrund, se schimbă și acum, după această, eu știu, după acest abandon, parcă se hotărăște să revină de unde a plecat și să începeți o nouă viață. Vedeți ce frumos, literele B, J, I, H, S, E, W, S, foarte mult, nu, Sorin, de asemenea, Sorina.
Capricorn, Taur, Berbec, Balanță, Săgetător, Vărsător, Pești. Stabilitate. Deci tot după această perioadă de du-te vino, de suișuri, de coborâșuri, de nu v-a convenit foarte mult, multe lucruri în ultima vreme, parcă acum ați așteptat în toată această vreme să se întoarcă. Să se întoarcă această persoană și din câte se observă, sunt șanse destul de mari. T, de asemenea, R, O, propunere de oficializare a unei relații, o căsătorie, nașterea unui copil, sau pur și simplu vezi să luați lucrurile de la capăt, o dată de 19, de 10, sau poate că toată această mare împăcare va surveni după 5 săptămâni sau 5 luni de absență. Haideți să vedem ce se poate, ce mai putem să aflăm în ceea ce privește persoanele născute în zodia Fecioară. Vedeți, se înlătură acest, dragii mei, sărbătoriți acest blocaj pe care îl aveți în acest moment. Vedeți cum am agățat, efectiv, mi s-a agățat plovorul. Deci, în momentul de față, sunteți blocați în comunicare, v-ați blocat și pe rețelele de socializare. Iată că mi-am rupt și brățara. Incredibil. Doamne, dar ce blocaj! Nu așa. Da. Gata. S-a dus și brățara. Nu contează. Important este că dumneavoastră ieșiți din acest blocaj de comunicare. Poate că din luna 8-a anului trecut a fost așa într-un blocaj, ați acumulat frustrări, v-ați simțit nesiguri, izolați și nu, pur și simplu nu ați mai putut vorbi cu această persoană și cred că v-ați certat, deci cu siguranță. V-ați certat, v-ați blocat și o ceartă destul de urâțică, așa aș putea spune, cu reproșuri, cu argumente, contraargumente, dar ceea ce trebuie să știți că veți sărbători. Vedeți, este ceva de clar de sărbătorit. Mulțumire din punctul de vedere al planului financiar și semnați niște acte. Posibil să aveți desemnat niște acte oficiale care vă aduc această frumoasă, briliantă perspectivă. Totul nou și la voi. Totul nou, reușite, soarele iese pe strada dumneavoastră după o perioadă de certuri, de blocaje fizice și emoționale. Și după tot ceea ce vi s-a ascuns, vedeți că sunt foarte lucruri pe care nu le-a știut, care vi s-au ascuns. Dar acestea vor fi dezvăluite și veți fi pregătite să o luați de la capăt. Eu așa văd, că vă doriți să o luați de la capăt și veți sărbători această victorie, această împăcare, dragii mei. Există două cărți care spun același lucru, perspective luminoase și întâmplări pline de reușită, de lumină. Deci eu zic că cred că se întâmplă. Poate în 3 zile sau în orice caz la începutul acestei luni sunt șanse reale ca să sărbătoriți această victorie și să renodați O relație care a fost lăsată de izbeliște acum ceva vreme, poate că în luna august anului trecut sau în lunile de vară în general. Certuri și iar certuri cu argumente, contraargumente, disensiuni, până când ați ajuns la acest blocaj. N-ați mai fost
nici cum în stare să luați nici o decizie, mai ales după ce ați aflat, ce ați aflat. Dar sărbătorire, sărbătoare, poate să fie vorba și la voi, ca și la leu anterior, poate să fie o chestiune de divorț, o chestiune de înșelătorie, de trio, dar se îmbunătățește acest lucru. Toate planurile se îmbunătățesc. Pentru că, mai mult decât niciodată, sunteți hotărâți să mergeți mai departe către ceea ce vă doriți alături de această persoană. Haideți să vedem ce se întâmplă cu aceste secrete și certuri. Aceste secrete și aceste certuri, 7 odată de 7, 5. Este clar că sunt două, au fost două persoane. Am spus că ce se întâmplă cu aceste secrete și cu aceste certuri. De asemenea, balanță, dar cred că am mai spus că există și persoane cu care ați intrat în contact din zodia balanță. Să știți că și la voi ca și la leu, nu știu, poate că este vorba despre o fecioară cu un leu sau un leu cu o fecioară. Echilibrare, mai ales din punct de vedere financiar. Lucrurile se echilibrează, un câștig de cauză. Văd și la voi un partaj aici sau o împărțire de bunuri, dar totul se rezolvă pe cale amiabilă într-un final. V-ați certat pe niște bunuri, pe copii, pe ce ați avut împreună, însă există un câștig de cauză, o mărire. Vi se va da dreptate și atunci, cum să vă spun, voi primiți mai mult decât celălalt. Dar asta înseamnă tot un echilibru. Deci până la jumătatea acestui an lucrurile se vor echilibra din toate punctele de vedere și dacă ne gândim la planul celălalt carierei sau planul material, este vorba despre o mărire de salariu, lucru care echilibrează un pic lucrurile și va aduc o stare de liniște, de echilibru financiar. Recompensă financiară sau cineva pur și simplu vine și vă bagă o sumă de bani, vă introduce o sumă de bani pe car sau pur și simplu vă oferă niște bani. Nu știu dacă este vorba despre un împrumut neapărat. S-ar putea să vindeți ceva, să semnați un contract. Un contract care vă va aduce o mulțumire foarte mare în ceea ce privește situația noastră financiară. Vedeți? Deci aici este vorba de niște sume care vă intră în cont și veți sărbători. Aveți, poate vreți să vă luați o casă. Cine știe. Dar vă veți debloca. Ușor, ușor vă veți debloca și vă veți echilibra din toate punctele de vedere. Ok. Concluzie finală pentru fecioare. Știți că vă spuneam despre acest trio suferință, vedeți, v-aș certat, asta vă spun, ceartă, decepție, gelozie, blocaj emoțional din luna august anului trecut, care a ieșit cu scântei. În orice caz, sunt situații repetitive, adică nu este prima oară când suferiți, nu este prima oară când pleacă, când revine sau dumneavoastră. Nu este prima oară când adunați aceste decepții, aceste frustrări, această gelozie și nu este prima oară când vi se rupe inima, nu știu neapărat dacă și invers, de asta vă simțiți blocate, blocați, de asta suferiți, de asta vă doare și de asta în această, tot această perioadă este necesară această temperanță, această cumpătare. Vărsător, rac, scorpion, persoane blonde cu ochii căprui, 14, litera T. Sunt anumite blocaje, deci încă aveți în această perioadă anumite restricții, anumite blocaje. Este evident că nu comunicați, evident că nu aveți așa o teamă, dar cealaltă persoană, să știți că dă semne, deci testează terenul, vă ia pulsul. Clar este un trio sau clar ați avut un trio sau chiar cineva a înșelat pe cineva.
se testează terenul, e un soi de cumpătare. Să știți că persoana la care vă gândiți nu s-a încă chiar atât de mult. Încă vrea să vadă în ce ape vă scăldați. Acum că este vorba de voi, vorbind despre cealaltă persoană, adaptați mesajele la situația dumneavoastră particulară. Se testează deocamdată terenul, dar sărbătorirea, celebrarea victoriei pentru un trio. Deci mai mult decât niciodată îmi este evident că sunt mai multe persoane implicate în toată această ecuație. Dar capul sus, pentru că fericirea vă așteaptă, sărbătoriți și puteți să treceți și să vă echilibrați din toate punctele de vedere. Dragii mei, cam atât în ceea ce privește zodia Fecioară. Sper că ați găsit aici mesaje interesante. Eu mă opresc aici, dar nu înainte de a vă dori tot binele din lume, de a vă mulțumi foarte mult pentru participarea voastră, pentru încredere și pentru faptul că îmi trimiteți atât de frumoase mesaje. Dragii mei, vă doresc să aveți cea mai frumoasă perioadă din viața dumneavoastră și o lună excepțională ca și sufletele voastre. La revedere! Toate cele bune! Vă iubesc!